Întors în direct, reacție a lui Ludovic Orban la această nominalizare cu care au venit azi noapte cei de la PNL, la această decizie cu care au venit azi noapte cei de la Partidul Național Liberal, merge la Cotroceni cu Florin Câțu. Sigur că între timp au mai repliat, după aia au repliat replierea și o să vedem replierea și după aia o să vedem care a fost concluzia într-un final, Ludovic Orban pronunțându-se în legătură cu această decizie. E o inepție politică, să zice-l propriu pe Florin Câțu, în condițiile în care, practic, cu această propunere de premier, nu există nicio șansă de a forma o majoritate parlamentară. Le readuc aminte colegilor mei care s-au întâlnit noaptea ca hoții, într-o ședință convocată pe picior, că pentru a putea investi un guvern, este necesară o majoritate de 234 de voturi. Această decizie reprezintă o dovadă elocventă a ruperii de realitate atât a lui Florin Câțu, cât și a apropiaților lui Florin Câțu. Iohannis s-a încălcat statutul constituțional, s-a coborât la a interveni în competiția internă a unui partid politic, principalul partid politic de guvernământ, și toată acțiunea lui Iohannis în ultimele trei luni de zile nu a făcut altceva decât să distrugă Partidul Național Liberal, să distrugă coeziunea, să afecteze pe termen lung interesele fundamentale ale României. Normal că a încălcat Constituția, cum să vii la Congresul unui partid să susțin un candidat. Și dacă îl va desemna pe Florin Câțu, va încălca Constituția, pentru că nu respectă o decizie a Curții Constituționale. De altfel, nici nu pot să-mi imaginez că poate să ajungă chiar în situația de a încălca atât de flagrant și de evident o decizie a Curții Constituționale. Procedura de suspendare e o procedură complicată, iar procedura de suspendare este urmată de referendumul de demitere în termen de maxim 30 de zile. O discuție pe această temă poate avea loc după ce se vor derula toate evenimentele legate de investirea guvernului. Președintele Klaus Iohannis a mai avut de-a lungul istoriei noastre cu dânsul în postura de președinte, a mai avut câteva fixații chiar recent, în urmă cu un an, a mai fost o fixație când vrea să facă alegeri anticipate. Se degaja, sunt un mare admirator și a trebuit să devenim cu toții al acestei expresii, se degaja o majoritate. Se degaja la președintele Klaus Iohannis o decizie legată de alegerile anticipate când, cred că acum 2 ani de fapt, când a năvălit acest COVID în viețile noastre, a năvălit această pandemie în viețile noastre. Toată lumea îi spunea domnului președinte și îl înștiința, cu toți încercam să-l informăm în legătură cu ce se întâmplă până în lume. Domnul președinte, vedeți, domnule, că e pandemia asta, e un punctuleț pe harta Chinei care vine încoace. Era toată lumea îngrijorată în legătură cu întâmplările. Domnul președinte vrea, trebuie să facem alegeri anticipate. Motiv pentru care l-a instrumentat pe domnul Câțu în ideea în care să vină, să pice, să facă, să dragă și să se ajungă într-un final la alegeri anticipate. Ieri, domnul președinte zice, domnule, nu se pot face alegeri anticipate în România, vedeți că procedura e așa cum e. Păi se puteau face acum 2 ani. Înainte de pandemie se puteau face, acum nu se mai. Ok, nu contează. Dar atunci s-a răzgândit, domnul președinte, văzând ce se întâmplă, văzând ce e prin lume, domnul președinte a venit în fața noastră și a spus, domnule, o să revenim la propunerea Ludovic Orban, Ludovic Orban premier, premierul de pandemie, practic. Cam asta era atitudinea. S-a răzgândit. După care s-a mai instalat într-o fixație în legătură cu domnul Ciucă. Vă aduceți aminte că cei de la USR nu-l voiau pe domnul Orban? Atunci era ok ca cei de la USR să se impună, nu, și să spună cine nu trebuie să fie premier? Acum nu mai e. Bun, nu-l voiau pe domnul Orban cei de la USR? Iar domnul președinte se gândea că se ducea cu gândul la domnul Ciucă și tot așa se vehicula ideea că l-ar vrea pe domnul Ciucă, l-ar vrea pe domnul Ciucă, l-ar vrea. El a întrebat și zicea că se gândește. El a întrebat și zicea că, domnule, încă n-am luat o decizie. Se dorea domnul Ciucă. S-a răzgândit. Deci a mai stat un pic, s-a răzgândit și a venit cu această propunere pe care eu și Răzvan, care lipsește astăzi, dar se întoarce de luni. Domnule, noi am salutat această decizie a domnului președinte, ideea de domn Câțu premier. Părea o idee bună la momentul respectiv. S-a răzgândit. Deci de vreo 2 ori din fixațiile dânsului s-a răzgândit. Acum ar părea că s-a răzgândit din nou în legătură cu domnul Câțu sau, așa cum vorbeam mai devreme cu Ioana Enedogeu și cu Dan Bucura, e posibil să nu se fi răzgândit. E posibil chiar ăsta să fi fost planul. Bună seara, domnule Dancă. Bună seara.
Domnule Dancă, suntem în această situație în care pare că cei de la PNL și-au repliat un pic decizia fermă de aseară. Ce informații aveți din cadrul partidului? Adică ce înțelegeți dumneavoastră ce se întâmplă în momentul de față în PNL? Vă spun cu toată sinceritatea, nu înțeleg nimic. Este noua conducere a Partidului Național Liberal este din ce în ce mai penibilă. Ieri au votat în unanimitate în biroul executiv propunerea pentru prim-ministru în persoana domnului Florin Câțu, au afișat pe toate paginile de Facebook ale filialelor fidele marea victorie a unui vot în unanimitate într-un bex în care oricum sunt doar ei, nu mai e nimeni acolo, după care astăzi au revenit asupra deciziei și iarăși au postat pe toate paginile de socializare ale filialelor respective că nu renunță la Florin Câțu propunerea lui de prim-ministru. Este un moment penibil. Care renunță? Nu că nu renunță. Sau că renunță? Că nu renunță. Deci ideea este că partea deciziei este că flexibilizează mandatul, dar ei, dacă se conturează o majoritate, nu renunță la propunerea de prim-ministru. Păi, dar de unde, adică, doamne, să se întâmple această majoritate? Nu, domnul Buzeanu, este pur și simplu penibil ceea ce se întâmplă în momentul de față și situația în care a ajuns Partidul Național Liberal. Acum, sigur că cetățenii pot avea o oarecare empatie sau nu cu situația în care a ajuns Partidul Național Liberal, dar problema este că situația e destul de dramatică în țară, adică țara asta chiar nu e guvernată de o lună de zile și așa cu țâfnă sau cu încăpățânare, după ce singurul lor obiectiv a fost să-l înlăture pe Ludovic Orban de la președinția partidului, pare că nu mai au niciun alt plan. Planul, domnule Dancă, ar putea să mai fie următorul, că eu urmăresc așa și mă gândesc că ceva totuși au în minte. Planul ar putea să fie următorul. Ați dat jos guvernul, voi, USR, AUR, PSD, e de datoria voastră să veniți cu un premier. Ia să vedem cum vă aliați voi într-un premier, în spatele unui premier. Asta e o joacă de copii, nu cer scuze, adică țara, totuși, suntem oameni serioși sau nu mai suntem? Țara are nevoie de un guvern stabil, cu puteri de pline. Vă spun sincer, totuși, săptămâna asta, 1000 de familii, mai mult de 1000 de familii, își plâng morții după COVID. Adică nu poți să te joci în halul ăsta cu țara asta doar pentru că cineva are ambiția de a-l ține agățat în cui pe Florin Câțu acolo, care agățat în cui fiind se crede Superman. Este o situație dezastruoasă în țară. Comparați totuși situația din 2020 în care cu Ludovic Orban prim-ministru am gestionat bine situația de pandemie și mai mult decât că am gestionat-o bine, am trimis chiar ajutoare în țările care aveau nevoie de ajutoare. Și acum trimitem ajutoare. Italiei. Și anul acesta când avem și vaccinul, trimitem vaccinurile pe care le facem acum în Bangladesh. Ci că se trimit 200... Domnul Buzeanu, am ajuns într-o situație în care, repet, într-o săptămână de zile avem peste 1000 de morți în România. Situația e dramatică, e tragică. Suntem ca într-un război. E un atentat terorist la sănătatea publică și unii se joacă de a conducerea Partidului Național. Domnul Dancă, domnul Ciucă este și dânsul din nou intervenit în conversația publică în postura de posibil premier. Nu știu ce să vă spun despre această variantă. Cert este că după, să spunem așa, curajul fără margine al colegilor noștri care ieri l-au votat pe Florin Câțu în unanimitate să fie propunerea Partidului Național Liberal pentru funcția de prim-ministru, decizia de astăzi arată clar că Partidul Național Liberal și noua conducere a Partidului Național Liberal, nu numai că este dispusă să renunțe la Florin Câțu, este dispusă să renunțe la guvernare. Ceea ce pentru munca de ani de zile a mii și zeci de mii de membri ai Partidului Național Liberal și simpatizanți ai Partidului Național Liberal este de-a dreptul o bătaie de joc. Păi, dar domnul Dancă, problema e următoarea, că am văzut cu toții congresul, frumosul congres, și acolo la congres se tot venea cu această idee
că vom guverna 5, 6, 7, 8 ani. Nu mai știu cât instaurase 8 ani, domnul Căsă. 8 ani, domnul Buzăian. 8 ani. Doar că au greșit unitatea de timp. Până la urmă s-au dovedit 8 luni, nu 8 ani. Cred că 8 zile, pare. Ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns. Pentru că, situația e dramatică în țară. Nu numai din ceea ce privește pandemia de COVID. Uitați-vă, benzina a depășit 7 lei pe litru. Păi noi în primele luni de guvernare cu Ludovic Orban, prim-ministru, în 2020, am adus din nou prețurile la motorină și la benzină sub 5 lei pe litru. Vă amintiți când am eliminat supraacciza la carburant și au scăzut prețurile. Lumea nu, pur și simplu nu credea că e posibil așa ceva. Și bun, acum am ajuns din nou la peste 7 lei. Dintr-o orice unghie ai privi-o și economic și din punct de vedere sanitar și politic, situația este într-adevăr critică. Dar vreau să vă mai întreb un lucru în legătură cu acești parlamentari pe care domnul Orban îi prezidează, să zicem, care e o parte a lui din PNL în continuare. Deci 40 de parlamentari. Câți mai sunt? Au negociat? V-au mai răzgândit? V-au mai luat în echipă? Care mai e situația? Domnul Buzăianu, suntem 40 de parlamentari care în această săptămână am ați rămas 40? Public. Suntem 40 de parlamentari ai Partidului Național Liberal care am transmis în această săptămână o scrisoare prin care solicităm să se înceteze cu experimentele politice, pentru că alternativa este clară și este la îndemâna Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, prim-ministru. El este singurul capabil în momentul de față să refacă coaliția de guvernare și să redea României un guvern cu puteri depline. După ce am lansat acest apel public, au încercat cei din echipa câștigătoare să negocieze la bucată cu fiecare dintre cei care au fost de acord cu acest apel public. Deci au început să sune, public. E adevărat, dintre colegi acum, practic. Așa este, așa s-a întâmplat și surpriza este că rezultatul acestor negocieri la bucată este că probabil săptămâna viitoare vom fi mai mulți parlamentari care vom susține soluția Ludovic Orban. Da. Acceptați un dialog cu un coleg de-al dumneavoastră din tabăra cealaltă sau ca să nu mai riscăm probleme? Sunteți... Cum doriți dumneavoastră. Hai să urmărim un pic ce se întâmplă pe zona de Facebook în legătură cu domnul Câțu, că și ăsta este un barometru și ne întoarcem cu domnul Dancă și un coleg de-al dânsului ca să mai avem un echilibru în emisiune. Bex al PNL a decis în unanimitate ca propunerea pentru Biroul Politic Național al PNL pentru funcția de prim-ministru al României pe care PNL o va face în cadrul consultărilor cu președintele României Klaus Iohannis să fie președintele PNL Florin Câțu. Acesta este anunțul care a aruncat în aer internetul, a urmat un festival de comentarii negative care au venit cu asemenea viteză încât nu au mai putut fi moderate. PNL, Marele Partid Reformator, Marele Partid Democrat, Marele Partid împărțit în două tabere, Doctrină, Brătieni, sunteți de râsul planetei și nu sunteți cu nimic mai bun decât PSD. Ulterior, moderatorii paginii au renunțat să mai editeze comentariile, iar românii și-au putut spune oful liniștiți. Mie mi se pare cea mai bună soluție după o răsturnare istorică a guvernului acum câteva zile, cel mai bine este să veniți cu același premier habarnist, cea mai bună și rapidă variantă de a ieși din criză pentru români. Echipa fraudatoare în viața mea nu vă mai votez, sub nicio formă. Vă legați de gât cu Câțu și vă duceți în neant. Păcat că ați luat sigla unui partid istoric care nu are nimic comun cu fripturiștii de azi. Păi dacă intrați în Parlament în 2024 e bine? Concluzia a dat-o tot un internaut. Bă, băieți, voi nu vă dați seama ce faceți acum va avea consecințe 10-12 ani de aici înainte. Vă legați de un om mai rău decât s-au legat PSD-iștii de Dragnea. Ne legăm la cap dacă nu ne doare. Am văzut că mi-a plăcut de fapt această formă, festivalul. Deci se ține în continuare festivalul. L-am avut Antoldu, acum avem festivalul vorbitului urât la adresa domnului premier pe Facebook. Cam asta pare. Ni se alătură domnul Marilen Pirtea, tot deputat al Partidului Național Liberal. Bună seara! Bună seara! Încercam împreună cu colegul nostru, domnul Dancă, e adevărat din tabăra cealaltă, dar tot pe Partidul Național Liberal, să înțelegem ce se întâmplă sau ce ni se întâmplă în legătură cu ziua de luni când veți merge la consultări. Dumneavoastră ați înțeles ce se întâmplă? Noi știm ce facem noi. Așa, deci ce faceți dumneavoastră? Vedeți cum e că fiecare se întâmplă câte ceva. Da. Că știm momentan ce se întâmplă, să vedem ce se va întâmpla luni, marțile următoare. PNL, Partidul Liberal, la ora 12 este
convocat la consultări la Cotroceni și există decizie clară a biroului executiv PNL, care va fi întărită luni prin decizia biroului permanent național al PNL, că în contextul în care PNL intră la guvernare și poate să creeze o majoritate, propunerea de premier este domnul Florin Câțu. Singura propunere, unica, și nu există altă variantă de propunere. Deci, dar cum USR împreună cu AUR și cu PSD au o majoritate deja în Parlament, ei trebuie să vină cu o propunere ca soluție pentru ieșirea din această criză. Aha. Deci cumva a spus mingea în terenul de golf al celorlalți, nu? Că ei au dat jos guvernul, ei trebuie să vină cu o propunere. Orice logică parlamentară și politică asta spune. Cei care au, când dărâm ceva, vii să pui ceva în loc, în schimb. Noi vedem ce vor să pună ei în schimb, în locul a ceea ce au dărâmat. Și au dărâmat la un scor istoric, regulamentar, așteptăm propunerea lor. Ați văzut, domnul Dancă, că am avut dreptate până la urmă. Vreau să-l salut pe colegul meu, Marlen Pirtea, și îmi face plăcere să discut cu el, pentru că în Partidul Național Liberal, indiferent de echipele de susținere a unui candidat sau altul la Congres, sunt într-adevăr oameni valoroși în toate echipele. Ce vreau să spun este că, cu tot respectul pentru Marlen, această soluție adoptată astăzi de biroul executiv al Partidului Național Liberal e ușor, dacă nu chiar în contradicție cu soluția adoptată ieri, la mai puțin de 24 de ore, în care propunerea Partidului Național Liberal la consultările de la Cotroceni era Florin Câțu prim-ministru. Ce s-a întâmplat în 24 de ore? Îmi pare rău că eu nu fac parte din biroul executiv, nu mai fac parte și nu știu ce s-a întâmplat în 24 de ore, astfel încât Florin Câțu ieri era propunerea votată în unanimitate pentru funcția de prim-ministru, iar astăzi nu mai este. Și eu îl salut cu aceeași simpatie și colegialitate pe domnul Dancă, pe Ionel. Nici eu nu sunt în BEX, nici a fost nici în precedentul. Asta cu oamenii de valoare îmi place chestia și sper să se ajungă și la un astfel de deliberat în final. Dar nu văd în contradicție cele două decizii, ci sunt doi pași diferiți. Adică dacă Partidul Național Liberal propune un premier, acesta va fi domnul Florin Câțu. În momentul acesta nu sărim în față să venim cu un premier în contextul în care nu avem o majoritate. Adică nu avem o majoritate în Parlament. Și moțiunea a arătat acest lucru, că nu avem o majoritate. Da, Marlen, îmi pare rău. Asta nu e o decizie. Dacă o decizie este cu subiect și predicat, nu este cu condițional optativ. Adică dacă, să folosiți un dacă. Când mergeți să luați o decizie, să mergeți mai fermi un pic acolo, la Cotroceni, domnul Iohannis. Păi da, categoric. Doar că în momentul când noi nu avem o majoritate, nu vom putea merge la Cotroceni cu o propunere. Dacă până luna 12 constatăm că avem o majoritate în Parlament, în secunda 2 propunerea... Păi dar n-aveți cum să, domnul Pirtea, n-aveți cum să aveți majoritate. E clară treaba, nici mai trebuie să discutăm chestia asta. Iar începem. Păi nu, dar atunci nu vom merge cu nicio propunere. Despre asta e vorba. Păi de ce mai mergeți atunci? Da, există, Marlen, PSD-ul există o soluție. Și celălalt de ce merg? Marlen, există o soluție pe care văd că din încăpățânarea unora sau țâfna altora este ignorată. Toată lumea știe și în Partidul Național Liberal și în interiorul coaliției de guvernare că Ludovic Orban poate să refacă această coaliție de guvernare. Eu am zis ce idee, domnul Pirtea. Fiți atenți, ce idee a venit așa. Din practic... O idee surpriză, da. Păi de ce? De ce nu e bună ideea asta? Ce aveți cu ea? Păi, nu e bună, adică nu că nu e bună sau nebună. Asta este decizia Partidului Național. Păi da, când se ia o decizie, se ia în baza unor argumente și dacă... Absolut, dar nu putem să mergem ca și în Alexandru Lăpușneanu. Dacă voi nu vă vreți, eu vă vreau. Adică, independent să ne dorim individual anumite lucruri... Păi același lucru se întâmplă și la domnul Câțu, să știți că același argument pe care l-ați aruncat acum, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau, la fel se întâmplă și cu domnul Câțu, nu prea-l vrea nimeni. Absolut,
Absolut, doar eu vă spun că în interiorul Partidului Național Liberal, adică prima dată merge de la micro la macro. Decizia s-a luat în becul partidului, se iau forurile decizionale și de acolo încolo trebuie mers mai departe. Auzit-o un pic, dar vreau să vă întreb așa între noi oameni, că dacă ne-am adunat aici, suntem între noi oameni. Așa, pe acolo, pe bec, s-ați auzit să se fi ridicat unul, să fi zis, dom'le, dar uite, Bolojan, uite, sunt o grămadă de oameni valoroși, așa cum ați asamblat un pic mai devreme ideile, nu? Sunt o grămadă de oameni valoroși în PNL. Ce, Doamne, iartă-mă, ne-au fi proptit în domnul Crâțu, domne. N-ați auzit să se fi întrebat vreunul în bec acolo, așa? Poate în gând să se fi întrebat, dar măcar în gând să se fi întrebat. Ok, eu o prima precizare, nu fac parte din bec. Nu, dar am spus, dar să fie auzit. Ce am auzit, da, asta acolo, da, nu am auzit de așa ceva. Încă o dată, exact ce spunea Ionel, sunt de acord. Partidul Național Liberal are mulți oameni de valoare. Da. Mulți oameni de valoare. Păi, cu atât mai mult că pare că, vedeți că acest fel de a vă afișa în public, dă impresia că, bă, nu prea ai nimeni în PNL-ul ăsta, firea la dracu de PNL, doar domnul Câțu. Deci pare că nu aveți oameni de valoare. Singura noastră reușită cu care ieșim în public e domnul Câțu, atâta putem noi. Deci vedeți că devine cumva prejudicios, dacă îmi permiteți termenul, pentru Partidul Național Liberal ca imagine. Absolut, dar același lucru ar fi dacă facem o rotație între Câțu și domnul Ludovic Orban. Adică ar fi aceeași joc. Nu, e o diferență, Marilen. Nu, e o diferență majoră. Nu vorbesc de persoane, vorbesc de nominalizare. Da, e o diferență, ca nominalizare. Deci nu vorbim de persoane, vorbim ca nominalizare. Câțu, în momentul de față, nu are nicio șansă să constituie o majoritate parlamentară, nu are nicio șansă să refacă coaliția de guvernare, a ars toate punțile de colaborare cu partenerii noștri de guvernare, în timp ce Ludovic Orban poate să refacă această conjunctură politică care să ne păstreze la guvernare, dar nu pentru noi vrem la guvernare, că știi bine, Marilen, nu pentru Partidul Național Liberal e important pentru să români la guvernare, pentru țară. Pentru țară, asta vreau. Dăm țara pe mâna PSD-ului. Gândiți-vă ce ar fi fost dacă Dăncilă ar fi guvernat țara în perioada de pandemie. Vă dați seama ce ar fi fost? Poate, în fine, dacă facem o comparație, vedem ce se întâmplă astăzi și atunci comparația poate fi apropiată. Domnilor, ni se alătură discuție. Aici nu vorbim despre păreri personale, da. Aici vorbim despre decizii ale forurilor decizionale din partid. Păi, dar deciziile văd că se schimbă. Stați un pic, că nu suntem proptiți într-o decizie. Păi n-am fost condamnați. Deci nu e o decizie de condamnare. Corect, dar noi discutăm în momentul ăsta, în seara asta, nu? De mâine și luni. Vorba noastră, dacă se schimbă. Dar chiar și la nivel de decizii în foruri statutare, Marilen, știi bine că statutul spune că propunerea de prim-ministru o face biroul executiv al Partidului Național Liberal, este validată în biroul politic național și votată în Consiliul Național. Deci, din punctul acesta de vedere, în momentul de față, noi avem o singură propunere validată, votată în Consiliul Național. Ludovic Orban, o decizie din martie 2018, care nu a fost schimbată până în prezent. Eu zic, domnul Cristian Zaidel ni se alătură în discuție de la USR. Bună seara! Bună seara! Ce faceți, domnul Zaidel? Încercăm acum să refacem alianța, încercăm acum să convingem tabăra Câțu că se poate și fără Câțu. Există viață și după Câțu. Nu vreau să vă deranjez. Nu deranjați, intrați, poftiți, vă rog. Domnul Zaidler, în momentul de față vine aripa Câțu cu această idee. Ce părere aveți de această idee? Ați dat jos guvernul? Voi, PSD, USR, AUR, trebuie să veniți cu o propunere acum și o majoritate parlamentară. Trebuie să veniți și cu soluția. Așa zic cei din aripa Câțu. În engleză îi se spune nice try. Da. Deci nu... E o bună încercare, dar nu ține. Nu vi se pare o idee bună? Deloc. Păi... Niciodată n-a fost o asemenea idee. S-a născut atât. Și acolo a și murit. Păi da, ați dat jos guvernul și de regulă când se dă jos guvernul înseamnă că există deja o majoritate parlamentară. Și atunci e logic cumva și ei să vină să spună, domnule, dacă există o majoritate parlamentară. Hai să lăsăm pe oameni ăștia să încerce să degaje o soluție. Da, există majoritate parlamentară, e formată din PNL, USR și UDMR. Da, doar că
E necesitatea asta de domn Câțu. Trebuie asamblat acolo domnul Câțu. Ați auzit că domnul Cioloș, noul dumneavoastră președinte, domnule Zeidler, l-a sunat pe domnul Câțu? Ați auzit chestia asta? L-a sunat zile trecute pe domnul Câțu să se vadă cu el. Nu stau suficient de aproape de domnul Câțu încât să aud de câte ori sună telefonul, deci nu n-am auzit. N-ați auzit. Vă spun eu că a declarat domnul Cioloș pe unde a fost, pe unde l-a prins cineva cu o întrebare, a și povestit. Domnul, eu l-am sunat pe domnul Câțu, i-a dat un telefon să ne vedem. Să... Deci pare totuși că domnul Câțu nu e chiar așa un rău general. E un rău ca premier, dacă a președinte de partid, pare extraordinar. Și a răspuns domnul Câțu. Zice că a răspuns, așa zice domnul Cioloș, că a răspuns domnul Câțu și a zis că nu știu, dacă să văd cum îmi fac timp cumva, pare că domnul Câțu nu-și mai dorește USR-ul la putere împreună. Deci pare că are alt plan. Serios? Așa pare. Nu înțeleg de ce. Domnule Pirta, merg către dumneavoastră pentru că am această vagă impresie, vorbindu-i permanent de rău pe cei cu care ar trebui să te împaci, venind președintele României și înlocuit PSD-ul în discurs cu USR-ul, pare că planul nu-i mai include. Că dacă ai vrea să te împaci și să reasamblezi o coaliție, nu asta ar trebui să fie metoda, înjurându-l pe celălalt. Categoric așa este. Până la moțiunea de cenzură, toată lumea a spus că singura coaliție care trebuie să guverneze România conform votului cetățenilor de dreapta este PNL, USR și UDMR. Dar într-un astfel de gest de încredere, USR nu trebuia să stea umăr la umăr cu AUR și cu PSD dând jos guvernul într-un stil neoritic. Hai să ne unim să... Ce ne unește pe noi? Animozitatea sau ura împotriva celuilalt. Adică ambițiile acestea de, să spun, adolescență politică în care ne unește, de fapt, animozități personale față de X sau Y, că sunt păguboase, se pare, și nici nu oferă predictibilitate pe termen mediu și lung. Dar vedeți dumneavoastră că pot să vă întorc și eu cartea din nou. Dacă nu să spuneți că ambițiile astea sunt păguboase, pot să vă spun și eu că și ambiția asta, doar Câțu și altcineva nu, e de asemenea păguboasă. Rămâne de văzut. Vedem domnul Pirta. Vedem deja. Marilen, te așteptăm săptămâna viitoare să semnezi apelul pentru Orban. Iauzi. Domnilor, mulțumesc de invitație. Mulțumesc tare mult pentru intervenție, domnule Marilen Pirta, domnule Ionel Dancă, mulțumesc. Vreau să rămân un pic cu domnul Zeidler, că avem ceva de vorbit. Domnule Zeidler. Aici, prezent. Așa, mergem un pic către zona de DNA, mergem către zona asta infracțională și hai să urmărim ce se întâmplă cu fostul dumneavoastră președinte al partidului. Că se întâmplă niște lucruri. Urmărim și ne întoarcem să comentăm. Procurorii DNA anunță că strâng probe pentru a constata dacă s-a produs o faptă ce ar intra sub incidență penală. În acest moment nu există un suspect, fapta este cercetată în REM. Un dosar având la bază aspectele la care faceți referire este în lucru pe rol DNA, structura centrală, fiind începută urmărirea penală doar cu privire la fapta în REM. Prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat, a transmis DNA. În 28 septembrie, Dan Barna a comentat informațiile potrivit cărora Departamentul pentru Lupta Antifraudă a sesizat DNA în legătură cu un proiect pe fonduri europene, al cărui beneficiar a fost firma sa. Barna se apără spunând că apariția acestor informații sunt legate de faptul că Curtea Constituțională a dat undă verde moțiunii de cenzură a USR Plus AUR. Barna a mai spus că oricât se va strădui DLAF să placeze informații negative la fiecare moment politic sau electoral important, premierul Florin Câțu tot nu va recâștiga sprijinul USR Plus. Această afirmație a lui Dan Barna vine în contextul în care Departamentul pentru Lupta Antifraudă se află la subordinea premierului. Nu este nimic nou, nu e nimic diferit de ceea ce era și ce am clarificat deja de luni de zile. Este doar un film în permanentă reluare la câteva luni, pe care îl tot vedem împreună de 3 ani. Între timp, în iunie anul acesta, DNA a clasat dosarul redeschis în campania electorală din 2019, constatând că fapta nu există și a răspuns în numeroase rânduri la întrebările presei că nu am niciun fel de calitate în niciunul dintre dosare, a susținut Dan Barna. Domnule Cristian Zeidler, ca să citesc voice-over-ul, în remul ăsta, deocamdată e în remul ăsta, dar cine știe, văd că totuși domnul Barna este angrenat permanent în această încercuire a DNA-ului de fiecare dată când e nevoie de o decizie a dânsului. Suspectați totuși... De fiecare dată reiese la fel. Cercetarea nu e împotriva lui Dan Barna. Dar da. Putem să reîncălzim ciorba de mai multe ori și să pretindem că e călduță.
fără niciun efect, de fapt, da? Problema e că un soi de șantaj, așa cum spune domnul Barna, adică nu e atât de simplu precum ziceți dumneavoastră. Domnul Barna zice, domnule, DLAF-ul ăsta care e în subordinea guvernului vine în momentul de față și mă șantajează. Că asta e ideea, până la urmă. Mă șantajează că dacă mai continui acțiunile, uite ce fac ei la DNA. Și nu e adevărat că DLAF-ul este în subordinea premierului și nu e adevărat că din când în când DLAF-ul mai trimite câte o părticică de dosar și face o știre și nu e adevărat că de fiecare dată DNA-ul spune cercetarea nu e împotriva lui Dan Barna? Adică, așa obiectiv este. Vorbim. Așa este, doar că aici mai intervine următoarea încurcătură. Știți care e? Data trecută, când DLAF-ul a intervenit, era în campanie prezidențială și a intervenit DLAF-ul ăsta în campania prezidențială și, mă rog, l-a încurcat un pic pe domnul Barna. Dar era în campania prezidențială. Cine era premier atunci? Indiferent cine era premier, de la ful... Era Viorica Dăncilă. Premierului. Era Viorica Dăncilă atunci, parcă, așa. Nu? Sau fusese deja schimbată cu domnul Urban, nu mai știu. Deci, de fiecare dată, cumva, DLAF-ul ăsta, cumva, vedeți, îl șantajează pe domnul Barna. Parcă l-am văzut un pic, în ultima vreme, l-am văzut așa un pic căzut, așa, mă uitam la dânsul, așa, poate e din cauza înfrângerii în fața domnului Cioloș, poate e din cauza acestei întâmplări, nu știu, dar parcă îl văd așa un pic demoralizat, nu vi se pare? Nu are el verba aia pe care o avea domnul Barna. E obosit ca un părinte nou... A, e și părinte, e și tată, cumva, da, e și asta, da, poate să fie și asta. Bun, în momentul de față, ca să tragem o concluzie asupra întâmplărilor, se merge la Cotroceni luni. Mergeți cu propunerea Dacian în Cioloș? Mergem cu toate propunerile posibile, dar știți ce am văzut interesant? Că suntem fie singurul partid care beneficiază de 2 ore în programul domnului președinte. Mi se pare o generozitate extraordinară. De ce credeți asta? E semnul unei posibilități de a reface o prietenie. Zic eu. Da? A lăsat așa a lăsat o oră în plus domnul președinte, că cine știe, poate trebuie să și sărbătoriți decizia după aia, nu? Poate se leagă. Poate se leagă ceva. Mulțumesc pentru intervenție, Chistrean Zaidler de la USR. Luăm o scurtă pauză, după care ne vălim cu restul subiectelor care ne-au mai rămas, numai puțin importante, poate chiar mai importante decât asta. Ne-am întors în direct, sigur că în momentul de față există și genul acesta de telespectator printre dumneavoastră. Există genul acesta de om care are această așteptare, are genul acesta de așteptare de la presă să vină să vorbească frumos despre domnul premier, despre domnul președinte, să laude lucrurile făcute de oamenii aceștia. Ia așteptarea aceasta are undeva o rădăcină în anii precedenți Revoluției. Și înainte de Revoluție așa se întâmpla la televizor. După Revoluție continuă să se întâmple așa, dar nu pe toate posturile. Sunt anumite emisiuni la anumite posturi de televiziune care se ocupă exact cu ce trebuie să se ocupe, și anume cu a arăta ce nu funcționează bine la guvernare. Nu cu a aclama, nu cu a aplauda pe domnul premier. Sigur, e o parte de public care în continuare are genul acesta de așteptări și consideră că, uite, noi, Răzvan asta sigur lipsește, dar se întoarce de luni, noi ne-am schimbat. Noi nu ne-am schimbat, noi facem același lucru în continuare. Noi ne ocupăm de guvernare, nu ne ocupăm de domnul Dragnea, nu ne ocupăm de doamna Viorica Dăncilă. Oamenii aceștia au dispărut din spațiu public, cel puțin din funcția de conducere. Nu mai există. Noi ne ocupăm de cei care vă gestionează dumneavoastră viața administrativ. Noi cu asta ne ocupăm. Și acum ne ocupăm de domnul Câțu. Domnul premier Câțu, domnul premier interimar Câțu vine astăzi într-o ședință de guvern și constată niște lucruri. Vede niște lucruri care nu funcționează. Sigur că există și o parte de adevăr a domnului Câțu pe care aș vrea să o semnalez. Ministerul Sănătății a fost gestionat de USR. Nu trebuie scos din cadru. Tace foarte zgomotos doamna Mihăilă. Sigur, ea nu era foarte zgomotoasă nici când era în funcție. Nu s-a schimbat ceva major în comportamentul domniei sale. Era destul de liniștită așa. A mai avut câteva mici momente, l-a mai angajat pe soțul dânsă, adică a mai făcut câteva lucruri zgomotoase. Dar în rest era destul de liniștită ca apariție în public. Sigur că acum ar trebui să vorbească și doamna Mihăilă. Că ce ni se întâmplă, la ce ni se întâmplă acum are o contribuție semnificativă și doamna Mihăilă.
De exemplu, are o contribuție la faptul că medicamentele antivirale extrem de discutate nu sunt suficiente sau nu sunt într-o bună gestionare. De săptămâna viitoare înțeleg că se mai schimbă niște lucruri. Are și dânsa contribuția ei în legătură cu care tace zgomotos. Dar domnul Câțu e deasupra Ministerului Sănătății, e deasupra Ministerului Transporturilor. De ce? Pentru că se duce și inaugurează succesele domnului Drulă. Atunci să-și asume și insuccesele doamnei Mihăilă. Că e deasupra ministerelor, nu coordonator. Coordonează deasupra ministerelor, nu? Nu e ca și cum, acolo are un merit, aici n-are nicio vină. Nu merge așa. La zona de medicamente, care lipsesc în momentul de față, că noi n-am cerut doar să externalizăm această problemă, să ducem pacienți în Ungaria. Noi am cerut și medicamente. Noi n-avem nici medicamente suficiente în această criză. E, la zona de medicamente are dreptate, domnul Câțu. Să-l ascultăm. Și tot referitor la medicamente, informații pe care le-am acum și aș vrea să prezentați public situația, se pare că a fost o licitație care a început în aprilie pentru tocilizumab. Deci din aprilie și până acum o săptămână, această licitație a fost tot fost tergiversată. Deci dintr-o dată ne-am dat seama că nu avem acest medicament. Aș vrea să știu cine din Ministerul Sănătății a ținut și a tergiversat această achiziție pentru acest medicament atâtea luni de zile, din aprilie până acum o săptămână când a fost finalizată. Deci este foarte important ca această informație să fie prezentată public, să știm exact cine este responsabil pentru acest lucru. Același timp pentru DSU, știți foarte bine, fiecare zi trebuie să țineți legătura cu managerii spitalelor. Este un moment important să vedem clar stocul de medicamente, cine ce are nevoie ca să putem să ne mobilizăm. Nu vreau să avem situații ca acea să stăm din aprilie până în septembrie cu licitații și acum să căutăm peste tot acest medicament. Deci noi nu avem medicamente, dar mergem către țările din jur și cerem, solicităm de acolo. Noi, în schimb, ce avem? Avem foarte multe vaccinuri. Nu știu dacă ați remarcat. Înțeleg că în ultima decizie include statul Bangladesh. Mergem către Bangladesh și încolo, avem 200.000 de doze pe care le dăm încolo, că expiră. Ne expiră dozele. Sigur că mă deranjează un pic și ideea asta care este vehiculată de toată lumea. Există treaba asta când îl chem pe unul la televizor și îl pui să vorbească despre pandemie și despre felul în care a fost. Dom'le, comunicare. La nivel de comunicare, guvernul a eșuat, pur și simplu. Deci e un dezastru la comunicarea pe vaccinare. Cei care au vrut să se vaccineze nu au avut nevoie de nicio comunicare, bă. Deci nu există ideea că li s-a comunicat prost, că există în toată lumea aceleași informații și la care poți să te duci să accesezi. Deja sunt 2 ani. Deja, mă rog, de vaccinare e un an. Poți să vezi, poți să te informezi. Nu e ca și cum cineva care ar fi putut să se vaccineze nu s-a vaccinat din cauza comunicării defectuoase. Deci aici nu aș putea, pentru că vine toată lumea. Doamne, trebuia să facă în felul următor. Sigur că au făcut și în felul următor. Au vorbit și cu maneliștii, cu Floricica Dansatoarea, s-a vaccinat și aia, sau care s-a mai vaccinat. Duci în derizoriu, domne, după aia vine ăștia, duci în derizoriu vaccinarea. Cum adică te duci la maneliști, o duci la maneliști vaccinarea? Păi nu ziserezi, domne, că trebuie mers acolo. Mergem și vorbim cu preoții, mergem și vorbim cu Biserica Ortodoxă Română, care a sprijinit la nivel de discurs vaccinarea. Domne, până la urmă stai un pic, una e una, alta e biserica, e biserică, vaccinarea e vaccinarea. Domne, oricum o dădeau, nu-i bine. Deci aici, iară, de asemenea, îi dau dreptate domnului premier. Nu e o problemă de comunicare cu vaccinarea, e o problemă pur și simplu de asamblare a ideilor din capul oamenilor. Deci dacă cineva nu s-a vaccinat, nu s-a vaccinat ca așa, deci nu că nu a fost convins, trebuie să-l convingi pom. E clar despre ce vorbim aici și ce cu pandemia aceasta. Pe de altă parte, îl avem pe acest domn premier care constată acum cu consternare, cu minunăție, așa era foarte minunat în sensul că se minuna, așa, în legătură cu faptul că, domnule, uite, e un blocaj pe zona de ambulanțe, domnule, înțeleg că se vine foarte târziu cu ambulanța la om în momentul când sună. Păi, dar nu e normal așa ceva. Puneți mâna și veniți la oameni. Deci asta e soluția pe care a degajat-o domnul premier. Mergeți, domnule, nu mai stați să așteptați. Ca și cum salvările, domnule, uite, stăteau și se uitau așa la lună și așteptau și nu se duceau la oameni care le solicitau. Păi, domnul premier, astăzi am văzut imagini de la Spitalul Universitar, cu salvările bulucite, neavând cum să mai descarce, dacă îmi permiteți termenul, pacientul, că sunt blocate terapiile intensive. Și atunci, normal că unul sună, ălaltul sună iară și se tergiversează intervenția. Normal că, până la urmă, sunt totuși limitate salvările astea la un anumit număr. Nu putem să avem salvări oricât de multe. Să urmărim minunăția domnului premier.
Avem aici o situație care trebuie neapărat remediată. S-a ajuns în luna septembrie ca în anumite județe timpul de răspuns pentru urgențe majore să fie de 5 sau respectiv 8 ore la ambulanță. Iar pentru solicitările de testare COVID sunt județe în care ambulanța cu echipajul de testare se prezintă la solicitant și cu 5 zile întârziere. Nu se poate așa ceva. Așa ceva este inadmisibil. Vă rog să remediați foarte rapid această situație. Nu așa trebuie pregătit, nu așa a fost pregătit, sau asta arată că n-a fost pregătit valul 4, când în iunie timpul de răspuns era mult mai mic pentru, chiar și pentru testare se ajungea imediat. În iunie timpul de intervenție era mult mai mic chiar și pentru testare. Câte cazuri aveam în iunie? Zero. Spre zero. Se mergea către zero. Învinsesem pandemia în iunie. Ce legătură are luna iunie cu luna în care ne aflăm acum, când avem 15.000 de cazuri? Deci ce argument poate să fie? În iunie mergea treaba, se mergeau salvările, se ajungea imediat. Păi nu erau atâtea cazuri. Nu era valul 4 în iunie. În iunie vorbeam despre faptul că va veni valul 4. Toată lumea întreba pe domnul premier, domnule, suntem pregătiți, am învins pandemia, suntem pregătiți să depășim valul 4, era discursul domnului premier la momentul respectiv. Și acum ne raportăm la luna iunie? Păi iunie nu era valul 4. Normal că acum vin mai greu salvările, pentru că avem 15.000 de oameni zilnic depistați îmbolnăviți. Dar am văzut că sunt studii date de către, zona asta de medicină privată, dau numele, cam avea 100.000 și sigur că intuitiv e logic să fie așa. Deci, ce legătură are luna iunie cu luna în care ne aflăm? Și cum constată domnul premier această soluție? Dom'le, să meargă mai repede, să se rezolve problema. Păi cum să se rezolve problema? Deci nu poți să zici să se rezolve pandemia și gata. De ce nu mergeți mai departe? Să se rezolve pandemia. Ce-i pandemia asta aici? Deci asta e atitudinea domnului premier. Păi ce-i pandemia asta aici, mă? Păi ce-i cu pandemia asta? Asta e atmosfera, domnul premier. Rezolvați pandemia. Ia dați-o mătură, mă, să curățăm pandemia asta de aici. Păi, domnul premier, e o pandemie și n-ați trebuit să veniți să găsiți soluția. Nu să spuneți, găsiți o soluție la pandemia asta. Nu merge, n-are logică. Nu are nicio logică. Georgeta Bumbac. Eu sunt și Răzvan aici de față, sigur era și el aici de față, mă rog, când era de față. Revine luni. Răzvan are o mică problemă, dar aceea lipsește astăzi. Georgeta Bumbac, o persoană extrem de admirată în această emisiune. Cei care ați mai urmărit de-a lungul istoriei de 4 ani în această emisiune, ați văzut că noi o tot urmărim admirativ pe doamna Georgeta Bumbac, fina baronului PSD, dar ea a dat o dezmințire, am citit la un moment dat, că nu are nicio legie, fina, dar nu a ajutat-o deloc. Deloc n-a ajutat-o, fina unui baron PSD. Doamna Georgeta Bumbac a fost numită, dânsa este o persoană extrem, era o persoană extrem de importantă în Ministerul Sănătății despre care vorbim astăzi. Deci conducea acolo toate direcțiile din Ministerul Sănătății. Nu era ceva ce să nu conducă doamna Bumbac în Ministerul Sănătății. Statul român îi plătea sinecuri de aproape 6.000 de euro, ea a fost angajată pe vremea doamnei Dăncilă, apoi a venit domnul Costache și a angajat-o și el. Între timp era membră în trei companii de stat, CNAIR, Aeroportul București și Administrația Canalelor Navigabile. Nu se întâmpla nimic fără doamna Bumbac la Ministerul Sănătății. Potrivit ordinului de ministru dat de domnul Costache, așa, semnat așa, Georgeta Bumbac va coordona în calitate de secretar general următoarele structuri din Ministerul Sănătății. Direcția Generală Economică, Direcția Generală Juridică și de Resurse Umane, Unitatea de Politici Publice, 4, Serviciu de Avizare Interministerială și Pregătire Ședințe de Guvern, Direcția Relații de Presă, Afaceri Europene și Relații Internaționale, 6, Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale, 7, Unitatea de Implementare și Coordonare Programe și 8, Divizia Achiziții, Patrimoniu și IT. Dânsul este cel care, mă rog, dânsa este fina domnului, da? Baron PSD. Dom'le, ce mă interesează pe mine în contextul ăsta? Doamna era trecută prin toate aceste funcții în timp ce avea acele consilii de administrație. Deci părea cel mai ocupat om din istorie. Și între timp, uite ce citesc un titlu săptămâna aceasta, că nici n-am apucat să vă povestesc, e tare de tot asta. Deci acum doamna Georgeta Bumbac a fost numită de PNL administrator la aeroportul Otopeni. Ce explicație putem să avem la așa ceva? Deci, e clar că e ceva straniu aici. Femeia asta gestiona toate acele lucruri. Sigur că era clar că nu le gestiona ea, dar banii îi casa pe acele treburi pe care le avea de făcut. Și uitați-vă, acum vine PNL-ul, nu? Și este numit acolo.
Stau, e o stare de mirare, sigur. Eu stau, închidem paranteza așa, o să mai urmăresc. Închidem paranteza, oricum am vrut să o lăudăm, să arătăm că și-a găsit de lucru în continuare. Indiferent de guvernare, uite, vedeți că se întâmplă lucruri frumoase și se angajează oameni. Acum mergem către domnul Dragnea. Am văzut că există o stare de nemulțumire legată de prezența domnului Dragnea. Domnul Dragnea, să știți că va acumula un public din această țară. Domnul Dragnea este reprezentantul unui public din această țară care privește cu simpatie spre el. A făcut niște ratinguri monstruoase la televizor la ultimele apariții. Să-l urmărim pe domnul Dragnea construindu-și un partid. A sărit de 80.000 de membri, avem... L-am întrebat pe Codrin Ștefănescu înainte de emisiune, că vreau să știu, sunt deja 35 de organizații constituite, în 35 de județe, 17 țări au deja organizații APP constituite. Deși acest partid a fost anunțat chiar de Dragnea în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, acesta nu face încă parte din el. În schimb, are încredere totală că va schimba România. Încă nu, dar susțin cu tărie acest partid, pentru că este un partid în care, din fericire sau din păcate, este singurul în care am încredere că poate renaște România. România astăzi, și nu numai astăzi, de vreo 2 ani și ceva, este condusă după niște planuri ca nu sunt ale ei. Și e captivă în continuare, într-o spirală a lașității și incompetenței, care face ca economia și societatea să se degradeze continuu. Este un partid care trebuie să recunosc. Și de aici încolo, domnul Dragnea vă povestește despre minunăția domniei sale de partid. Ce are în comun domnul Dragnea cu situația în care ne aflăm? Domnul Dragnea, când era pus să aleagă un premier, venea cu o Dăncilă. A venit cu Grindeanu, care e tot o Viorica Dăncilă. A venit cu domnul Ciolacu, domnul Tudose, care era tot o Viorica Dăncilă. A venit chiar cu Viorica Dăncilă într-un final. Deci părea că are o fixație, nu se putea identifica în partidul ăla un premier ca lumea. În aceeași situație fixistă ne aflăm acum în legătură cu domnul Câțu. Domnul Câțu a fost pus în această funcție de președinte al partidului pentru că era premier. Doamna Viorica Dăncilă fusese pusă în funcția de președinte al partidului pentru că era premier. Ulterior n-a mai fost premier la câteva săptămâni distanță. La fel și domnul Câțu, vedeți bine că nu va mai fi premier la câteva săptămâni distanță. E o curiozitate așa, care îl are pe domnul președinte Klaus Iohannis central. Pentru că domnul președinte Klaus Iohannis a beneficiat de doamna Viorica Dăncilă drept contracandidat de a ajuns președinte cu un scor important, cu un scor decisiv, adică nu s-a pus problema cine va fi președintele României. Și uite că în aceeași fel a scăpat tot cu o Viorica Dăncilă, dacă îmi permiteți această comparație, și de domnul Ludovic Orban, și de aici încolo va defila. Domnul președinte, vom vedea cum se vor întâmpla lucrurile la aceste consultări, care vor urma de luni încolo. Să aveți o Românie bună în continuare. De luni ne revedem în formula completă. Revine și Răzvan. Urmează un weekend destul de greu din punct de vedere al pandemiei și vă spun cu părere de rău că urmează o săptămână cruntă din punct de vedere al COVID-ului și să știți că eu cam știu despre ce vorbesc când spun despre treaba aceasta. Vor fi foarte, foarte mulți decedați. Pauză și ne întoarcem. Ne întoarcem luni.